Vineri 13 februarie, la Casa de Cultură Ine Roman din Medgidia s-au întâlnit din nou membrii Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Administrației și Internelor filiala Tomis Constanța, subfiliala Medgidia. De această dată pentru a analiza acțiunile desfășurate pe parcursul anului trecut. Cum fiecare început de an este propice pentru bilanțuri și membrii Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Administrației și Internelor filiala Tomis Constanța, subfiliala Medgidia s-au întâlnit pentru a trage linie și a analiza activitățile desfășurate în 2014. Cu această ocazie a fost ales un nou președinte al subfilialei Asociației din Medgidia în persoana fostului comandant al Poliției Medgidia, Vasile Dăugaru. Mă simt onorat, dar totodată și obligat. Am multe lucruri de făcut de acum înainte. Multe, multe. Deci fac o comparație cam ce am făcut în Poliția Medgidia când am fost comandant, cam așa vreau să fac și aici, când voi sta. Cărui fapt datorăm această întâlnire de astăzi? Adunarea generală, adică bilanțul subfilialei pe un an de zile, 1 ianuarie 31 decembrie 2014 și alegerea noului comitet. Vreau să vă spun că nu am ținut neapărat să ajung eu președintele acestei subfiliale. Am fost contactat de actualii colegi pensionari din subfilială care m-au rugat și fostul președinte, domnul Pârvu, care m-au rugat să preiau această funcție ținând cont de pregătirea mea profesională, de activitățile care le-am avut în timp când am fost comandantul poliției, de siguranța cetățeanului pe vremea când am fost comandantul poliției, s-a văzut și n-am avut probleme nici cu subordonații, nu am avut probleme de infracțiuni de corupție, de serviciu, în legătură cu serviciu. Deci, ca să poți să faci așa ceva și să fii, să conduci cadre militare, respectiv polițiști, în primul rând trebuie să fii corect, că dacă nu ești corect, n-ai cum să transmiți mai departe corectitudine la ceilalți. Care este scopul înființării acestor asociații de cadre militare în rezervă? După cum ați văzut, este o asociație non-profit. Nu primim bani de nicăieri, nu avem bani de la stat, nu ne dă nimeni, nu ne finanțează, ne finanțăm singuri prin cotizație, sponsorizări și ce ați mai văzut dumneavoastră în darea de seamă care s-a ținut. Dar ea s-a înființat la nivel de minister de interne și după aceea pe filiere, la inspectorate județene, municipii și orașe, datorită faptului că rezerviștii care au, deci polițiștii care până ieri au fost cadre active și acum sunt pensionari, au o experiență deosebită în activitățile pe care le-au desfășurat ca polițiști și trecând în rezervă, ca să, cum vine vorba, să nu treacă pe linie moartă, să fie în continuare activi, dar fără bani. Deci să facă muncă de poliție în continuare fără bani și să ajute să participe cu dragoste, cu mândrie, să ajute cadrele active ale Poliției Municipiului Medgidia, Poliției Locale, Jandarmeriei, toți care asigură ordinea, siguranța publică pe raza Municipiului Medgidia. Printre personalitățile prezente la eveniment s-au numărat primarul Municipiului Medgidia, Marian Iordache, Cornelu Ancea, comandantul detașamentului 7 de jandarmi Medgidia, și Ionel Ioniță, adjunctul șefului Poliției Municipiului Medgidia. Ca de fiecare dată când sunt invitat la aceste adunări ale pensionarilor din Ministerul Apărării Naționale și chiar în special al celor din Ministerul de Interne, îmi creează întotdeauna o satisfacție a acestei întâlniri, dar mai ales o emoție deosebită, ținând cont de faptul că și eu personal mă apropie de o vârstă care în curând se va traduce prin probabil înscriere în această organizație. Am constatat cu încredere și cu satisfacție că pensionarii din Ministerul de Interne au o viață și după inactivitate și după pensionare, o activitate pe care le doresc să fie mult mai prosperă, să fie mult mai diversificată, iar pentru noul for de conducere le urez multă sănătate, putere de muncă și să facă în așa fel încât să spună, cum îl parafrez pe domnul Fratu, să facă din organizația pensionarilor din Ministerul de Interne o asociație zdravănă prin care toți cei care au trecut de pragul pensionării să se constituie în această organizație, pentru că sunt foarte multe de făcut, iar întotdeauna știu foarte bine că organizațiile sunt cele care dă sens vieții celor care au ieșit dintr-o altă organizare activă a vieții sociale. Gheorghe Fratu, președintele Asociației Roland Pârlogeanu din Medgidia, a prezentat rolul înființării asociațiilor și scopul acestora. Asociațiile
indiferent că sunt ale cadrelor militare în rezervă și retragere, ale polițiștilor, ale pensionarilor în general, ale structurilor socioprofesionale, au un mare rol, acela de a apăra drepturile și libertățile cetățenilor ce fac parte din acele structuri. Am participat azi cu mare plăcere la adunarea anuală a subfilialei Medgidia, a celor ce au lucrat în poliție, jandarmerie și în sistemul penitenciar. Este pentru al cincilea an consecutiv la care particip. De data aceasta vă pot spune că materialul prezentat a fost puțin mai complex, dar se vede clar că nu au o experiență anume, în sensul că sunt coordonați din altă parte, în loc să-și ia destinul în propriile mâini. Sunt aproape 100 de membri. Ați putea spune că sunt puțini, că sunt mulți, că sunt prea nu știu cum. Așa. Legea dă dreptul la 3 persoane, minim 3 persoane, să constituie o asociație. Dumnealor pot face dintr-o 133 de asociații. Deci au o forță, cu toate că bazinul pe plan local este mult mai mare. Eu am estimat că în Medgidia, din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, cam 1000 de persoane sunt la pensie și numai aproximativ 300 sunt asociate. Pentru acest an, membrii Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Administrației și Internelor, filiala Tomis Constanța, sub filiala Medgidia, și-au propus o mai bună organizare, dar și o creștere a activităților desfășurate și o implicare vizibilă în acțiunile cadrelor militare active.